Nu în zadar am luat eu loc pe această canapea, astfel încât să eliberez scena platoului nostru pentru prima invitată care calcă pragul emisiunii noastre, căci cu ceva timp în urmă, prezentând videoclipul pe care îl lansase, a mărturisit că pregătește o noutate muzicală pentru ziua ei de naștere, pe care o va lansa în platoul emisiunii Noi și Lumea. Deci, zis și făcut, pentru că acea zi a venit și interpreta Lilia Focșa este o magiată! Evident, noi, echipa Tezaur TV, cu mare drag îi vom spune la mulți ani, însă nu înainte de a ne cânta și de a ne încânta cu premiera muzicală care vine drept cadou pentru voi, pentru cei care o admirați și pentru dragostea pe care i-o purtați. Te salut cu mare drag și zic bine ai venit în acest platou! Da, și eu vă salut cu mare drag și vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit în emisie chiar astăzi de ziua mea și nu ați uitat să mă invitați, pentru că na, eu mă țin de promisiune și am reușit să scot această melodie chiar de ziua mea. Într-adevăr, să le luăm repejor, dar pe rând, știi? Să știi că echipa noastră, cu mare drag, îți adresează un sincer la mulți ani. Îți dorim să fii și să ai parte de multă sănătate, de împlinire sufletească, de realizări frumoase și de oameni dragi alături. Să dea Doamnă, mulțumesc frumos! Îți mulțumim și ție, pentru că exact în această zi ți-ai făcut și tu timp pentru echipa Tezaur TV și felicitări cu această premieră. Am zis eu de la bun început că e ca un cadou pentru cei care îți admiră creația, așa e? Da, și cumva în ultimii ani țin să vin cu o premieră muzicală chiar de ziua mea, să fie așa ca un cadou, nu pentru mine, dar pentru toată lumea frumoasă și pentru admiratorii mei, să zic, pentru că cred eu s-au adunat câțiva care urmăresc și apreciază ceea ce fac eu și eu le mulțumesc din tot sufletul pe această cale și, cum am mai zis, n-am să-i dezamăgesc și am să promit să vin cu noi și noi melodii la fel de frumoase. Da, pentru că un interpret, de fapt, de fiecare dată creează pentru oameni și tot de acolo se încarcă și el cu energie și cu motivare pentru mai departe. Deci e cumva o tradiție deja la tine formată, de fiecare dată, de ziua ta de naștere, să vii cu o creație nouă. Hai să ne zici cu cine ai lucrat la ea, pentru că merită să fie menționat și cei care au un aport. Neapărat, să știi că este o melodie care, de fapt, am așteptat-o foarte mulți ani. Tot vorbeam cu Corneliu Botgros și spuneam că știu foarte bine că dumnealui compune și melodii foarte frumoase, reușite. Și uite că soțul meu, dacă cântă pe la petreci cu el, tot ziceam, hai vorbește să-mi facă și mie o melodie, vreau și eu să am. Și uite, dacă această pandemie cumva i-a făcut să fie ei mai liberi, m-am ales și eu cu un cântec frumos și eu vreau să-i mulțumesc lui Corneliu pe această cale. Textul mi l-a semnat Mariana Conceru, din păcate, regretata, din păcate nu mai este printre noi, Dumnezeu să o odihnească, dar uite că sunt și eu norocoasă pentru că am și eu în repertoriul meu un cântec, dar îl am și eu semnat de dumneaei. Și desigur că înregistrată cu Orchestra Lăutarii. Evident. La fel, da, este un vis de-al meu, să zic. Și uite că s-a făcut realizat. S-a făcut realizat, da, ultimele două melodii, da, cu care am venit, Tata azi ziua ta și Ce stă de azi, sunt cele mai noi și realizate cu Orchestra Lăutarii. Și acum eu sunt curioasă să știu, urmează cumva să-i faci un videoclip acestei melodii sau încă nu te-ai gândit la acest capitol? La emisiunea precedentă spuneam că nu reușesc să fac un videoclip pentru că îți dai seama că aici este... Nu, da, mă gândeam, știi că ai lansat-o și de la fluxul ăsta de comentarii te gândeai tu... Nu, neapărat am să-i fac și o filmare, dar deja, acum deja s-a răcit și... Ca să stai mult timp afară. Ai nevoie de timp frumos. Da. Îți dorești să fie. Îmi doresc să fie, da. Cred că deja că nu o să înflorească primăvara, o să înverzească toată. Să știi că eu acum îți predau o altă ștafetă cu clipul tot aici te aștept. Da, neapărat.
Să știți că vă apreciez foarte mult și vă mulțumesc, sunteți și faceți atâtea lucruri frumoase pentru noi artiști, pentru că noi avem nevoie de voi. Și noi avem nevoie de voi, artiștii. Da, da, și vă mulțumim pe această cale, sunteți extraordinari. Tu ai conchis cumva subiectul creației atât de frumos, încât eu vreau să trecem la altă parte și să te întreb cum a început pentru tine această zi. Ce să zic, a început frumos. Cine a fost cel care ți-a adresat primul mesaj de felicitare? Mesaj, sigur că primul mesaj a fost din partea copiilor. Ei se trezesc dimineața pentru că mergem. Mi-au cântat mulți ani trăiască, mami, ei ca copilași. Și sigur că a zis că cadou urmează, că noi nu am reușit. Deci nu au reușit ei, nu, dimineață. Erau prea dimineață și tăticul cumva e liniștit că lasă că noi pe parcursul zilei că avem timp. Și după sigur că a urmat familia, mama, socrii, cumnații, sora, toți sperându m-au telefonat. Dar sigur că dacă să luăm pe rețelele de socializare, sunt foarte multe mesaje. Curg mesajele și bănuiesc că multe, tu nici nu ai reușit să le dai. Eu nu am reușit pentru că am mers și la serviciu și îți dai seama, sunt așa mereu pe goană, dar soțul a mai urmărit și a zis că sunt foarte multe, măcar intră la câțiva răspunde. Măcar bucură-i și tu cu un like, o zi ca cu o reacție, nu? Ca să le mulțumesc și eu le mulțumesc, sigur că rup din timpul lor și uite, îmi scriu un mesaj sincer, zic eu, și asta chiar mă face fericită. Asta contează, pentru că de fapt timpul este cel mai prețios lucru, da, pe care noi ca oameni îl avem. Nu te gândi tu cumva că scăpi atât de repejor, pentru că vreau să te întreb ce cadouri ai primit pe parcursul zilei. Am reușit noi puțin să discutăm în culiți. Da. Sigur că soțul a reușit să mă surprindă ca de fiecare dată, numai că de data aceasta, așa printre altele, m-a întrebat cam ce aș dori. Să știi că eu, de fapt, nu vreau mari cadouri, așa, zic, nu trebuie nimic. Pentru tine gestul contează? Da, foarte mult. Pentru mine o atenție mică, o surpriză acolo, chiar și o prăjitură și dacă cumva o dai, frumos. Da, o dai chiar copiii cum vin ei așa sincer și zic, mami, asta e pentru tine, asta e cel mai important, nu... Dar dacă zic tot vrei să îmi faci un cadou și așa mai special, i-am zis ce vreau. Și uite că... Sper să nu te cadoul super... este aici, nu rechișe. Da, da. Uite că Lilia are o pereche nouă de cerceiuși frumoși. Da, am zis că vreau ceva așa finuț, care să se potrivească și să la te reprezinte. Da, mie. Și să pot să îi port la costum național. Da, chiar într-adevăr sunt frumoși. Îți captează atenția. Mulțumesc. Într-adevăr. Dacă tot ziceai că ai primit multe mesaje de felicitare, a fost unul care te-a emoționat, te-a sensibilizat mai mult? Să știi că sunt mai multe. Sora mea de fiecare dată știe să scrie așa profund, să-ți atingă coardele sensibile. Și eu știu că ea știu care sunt emoțiile față de mine și atunci când le citesc, parcă o simt eu așa, în totalitate, cam ce are în vedere. Și cumva asta m-a emoționat azi, dar să știi că și foarte multe mesaje, nu pot să zic acum anume, da? Evident. Care mi-au scris texte mari cu atâtea urări frumoase, care, sincer, așa cumva te motivează să uite te că... ții acolo la înălțime și să nu dezamăgești lumea, da. Uite că astăzi mai adaugi un trandafir la buchetul vieții, da. Și vreau să te întreb pe tine, ce emoții te încearcă în interiorul tău? Sau ce-ți șoptește interiorul tău? Sunt emoții frumoase. Eu cumva nu vreau să mă gândesc la anii care îi adun. Eu mă simt la fel de... tânără, că sunt tânără. Ești dar tânără, sunt, asta vreau să zic. Așa, ca o
copilă care cum am deci, venit la cifra studentă, este doar da? Un buletin? Dar un buletin. Vârsta este eu doar un suflet, număr, da? Mă simt ca copiii mei. Dar cum a fost pentru tine acest an? Care, iată, se scurge sau acest trandafir a fost mai mult cu spin sau îmbogățit cu mai multe petale? A fost cu de toate, sigur că nu putem să zicem că au fost doar bune. Na, sunt și bune și rele, dar dacă să fiu sinceră, a fost un an frumos. Și parcă toate așa câte le-am propus, mi le-am propus, s-au realizat și asta mă bucură. Da, într-adevăr. Nu este ușor, dar până la urmă am realizat toate câte mi le-am dorit. Felicitări! Și cel mai important este că sunt sănătoși cei dragi, toate persoanele care mă fac pe mine cumva să fiu și fericită și împlinită. Sănătatea contează și cel mai mult, că într-adevăr dacă ne lipsește sănătatea, atunci ne lipsesc și dorințele. Corect. La ce visează Lilia Foxa? Să știi că chiar nu m-am gândit. Ceea ce îmi doresc la moment... De regulă cum vin la tine? Îți planifici din timp, uite vreau să fac asta, vreau să fac asta, vreau să obțin asta sau cumva vin toate de la sine? Vin de la sine și dacă și mai scriu cântece. Pur și simplu, iată așa, vine inspirația cumva, nu când eu vreau, dar vine vrei, momentul. O bijuterie pe patru roți, nu, absolut. N-ai visat în astea. Nu, eu sunt foarte, cu cearlii pe pământ, că mai zic, foarte, mă uit... Realist, da. Privești lucrurile. Și chiar nu-mi doresc nimic măreț. Dacă mai spuneam, chiar nu pot. Sigur că cei ce îmi doresc și la care tind așa să sunt cântecele și asta e averea ta. Da, asta e. Până la urmă eu realizez că dacă și astăzi omul este, mâine nu este, dar dacă lești ceva în urma ta, cred că e cea mai mare realizare și bogăție. Uite că pe această undă frumoasă, zic eu, interviul nostru ia sfârșit, de aia să-mi zici, urmează să sărbătorești? Astăzi sărbătorim în familie. Copiii, da, știu că noi astăzi oaspeți nu o să avem, pentru că nici nu am avut timp pentru gătit și dacă mâine este zi de școală, am zis că astăzi le-am spus la toți ai mei. Mulțumesc de felicitare, dar ne vedem cu altă ocazie sau nu, altă... În weekend neapărat, da. Hai, bine, oricum familia este cea care te așteaptă cu mult drag acasă. Da, tocmai noi astăzi sărbătorim în sânul familiei, cu tortă și șampanie, copiii... Este deja pregătit și așteaptă să vin din asta emisiune. Asta vreau să zic, cu siguranță copiii se uită la acest, mai are când vine acasă. Ei, nu. Lilia, eu îți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat emisiunii noastre, mai ales în această zi. Îți doresc că, chiar dacă nu ai vise mărețe, cele pe care le ai să devină realitate. Și, evident, la final de interviu, eu te invit cu drag să ne mai încânți cu o melodie frumoasă. După cum ziceam, pentru toți cei care îți admiră creația, pentru toți cei care te motivează și care te susțin să faci lucruri frumoase. Da, mulțumesc, cu mare drag!